Orașul Târgoviște s-a îmbogățit cu un lăcaș de cultură care a împlinit deja 5 ani de la înființare, Teatrul Toni Pulandra. Realizarea proiectului se datorează regizorului Mecranie. Pasiunea pentru desen, pictură, muzică, artă în general, a venit pentru domnul Mecranin încă din copilărie, când și-a hotărât propriul său drum în viață. Liceul am terminat la Târgoviște, liceul Enechiță Văcărescu. Știu că n-am învățat decât la chimie, detestam chimia și trebuia să învăț ca să trec clasa. Profesorul de chimie mi-a spus atunci, trebuie să înveți chimie, că o să dai cu acid sulfuric pe fața actorilor. Și am spus, da, dar eu nu o să mă fac machior, o să mă fac regizor. Cred că mi-a prins bine, că m-a învățat disciplina și mi-a accentuat frica. Frica este foarte sănătoasă pentru organism. Așa cum se întâmplă în natură, te face mai vigilent cu oamenii și cu animalele și cu umbrele nopții. Am fost regizor la Sibiu. Regizorul Iulian Vișa plecase în Danemarca. Erau puțini regizori în România pe vremea aceea, dacă vă amintiți. Erau puține locuri la IATC. Eu am fost coleg cu Radu Băieșu și Ștefan Iordănescu, băiatul Cătălin Buzoianu, care a fost și directorul Teatrului Pulandra, printre altele. Deci eram în această companie selectă. Și am ajuns regizor la Sibiu, unde la un moment dat a venit prim secretar Nicu Ceaușescu. M-am căsătorit la Sibiu cu o tânără care era la fel de revoluționară și nonconformistă ca mine și a trebuit să plec. Am făcut destul de multe spectacole în cei 3 ani pe care am stat acolo. Burghezul Gentilom, Pygmalion de Bernard Shaw, un triptim Mazilu, nici nu mai mi-amintesc. Cu o piesă după Naghiu mi-amintesc că am luat premiul național de regie chiar în 86. A fost primul meu premiu. Eram bine privit ca tânăr regizor în România. A plecat la Paris din dorința de a cunoaște mai mult și de a pune în practică forme noi de exprimare, știut fiind faptul că în secolul trecut Parisul era capitala culturală care fascina. Nu noi alegem viața, viața ne alege pe noi. Sigur că am visat să mă plimb pe străzile Parisului, dar nu în condițiile în care mă plimbam în 1989, înainte de Revoluție, știind că nu o să mai mă pot întoarce niciodată în România. Îmi lăsasem familia aici. Pe bunica mea nici n-am mai găsit-o când m-am întors. Deci vă dați seama că era o rupere totală. Și să încep viața de la zero, din praful străzii, nu vorbeam limba franceză, a trebuit să o învăț. Am învățat mai înainte vietnameza, pentru că la școala de limbă franceză nu erau decât vietnamezi și pentru că trebuia să le cer cafea, să ne împărțim sandvișurile. Am învățat câteva cuvinte vietnameze, apoi când mi-am dat seama că știu destulă franceză cu accent vietnamez, n-am mai mers la școală și a pornit drumul meu în Franța. Am fost profesor la Saint-Martin-de-France, student la Sorbona, mi-am făcut masteratul acolo cu Georges Baniu și Monique Bory. Credeam că făcând școală o să mă integrez mai ușor în comunitatea oamenilor de teatru. Lucrurile nu stau deloc așa. Acolo trebuie să forjezi, cum spune francezul, să insiști. Și am ajuns într-un oraș unde erau 10.000 de artiști și nimeni nu m-a așteptat pe mine să reușesc. Am făcut două companii teatrale, am lucrat la multe teatre din Paris, Saint-Sabin Bastille, am făcut Filozofia în buduar de sat cu Ioana Crăciunescu, într-un rol extraordinar, Madame de Saint-Ange. În Franța și-a făcut mulți prieteni, dar a ținut permanent legătura și cu românii recunoscuți deja în lumea culturală franceză. Am cunoscut niște români excepționali, între care Cioran, Eugen Ionescu, Constantin Virgil Gheorghiu, George Astalos și, în ultimul rând, Petrică Ionescu, cu care am și colaborat foarte mult, Vasile Shirley, cu dumnealor am lucrat la Disneyland, a fost o colaborare excepțională, am cunoscut o lume a poveștii pe care nu mi-o imaginam. Realitatea de acolo depășea imaginația mea și mi-a modificat total percepția mea legată de americani. Sunt niște mari profesioniști.
Cred că am învățat mult legat de disciplina artistică de la americane, de la Disneyland. Cultura franceză e o cultură de metiși, este evident. Îmi aduc aminte când am lucrat la Muzeul de Artă Modernă Georges Pompidou, a fost o expoziție de care m-am ocupat în mod special, care se numea Made in France, și am descoperit că 80% dintre operele celebre erau făcute de așa zis străini. De fapt, Parisul e un loc special, este un nod. Un nod unde se întâlnesc mai multe spirite ale lumii. Este un loc de risc, de vis, de fericire, de nefericire. Este o probă a focului pe care trebuie să o treci ca artist. Am înțeles că acum această probă s-a mutat la Londra și la Berlin. Parisul, după anii 90, este mult mai palid față de ce se întâmplă în alte capitale ale lumii. Într-un mediu social nou, cu diferențe culturale și spirituale, domnul Macranin și-a păstrat echilibrul spiritual datorită puternicilor rădăcini românești. Eu vin dintr-o lume care nu arată foarte bine în exterior, dar care e foarte bogată în interior. Asta am descoperit la Paris. Ei mă simțeau ca pe un ciudat. Când locuiam în Le Marais, îmi spuneau l'homme de l'est, omul din est. Eu credeam că sunt îmbrăcat ca un francez, că mănânc la fel ca ei, că vorbesc la fel ca ei, că iubesc la fel ca ei, dar pentru ei eram omul din est. Nu știu nici până astăzi ce vrea să însemne acest l'homme de l'est. Dar probabil un ciudat. Am avut legături foarte, foarte frumoase. Am cunoscut politicieni importanți, am cunoscut artiști importanți la Paris, dar nu m-am simțit niciodată de al lor. N-am participat la... Mi-a lipsit comuniunea cu artiștii francezi, este foarte adevărat. Dar eu le sunt recunoscător pentru ce am devenit prin ei, pentru că pe lângă cultura românească, iată, am reușit să câștig ceva și din cultura lor și este foarte important, nu poți să câștigi numai din cărți. Pentru a închide cercul experienței culturale, s-a întors inițial ca regizor tot la Sibiu, dar a considerat că la Târgoviște își poate realiza visul. Am simțit nevoia să fiu mai mult decât regizor și scenograf și am descoperit rolul de producător, exact cum se întâmplă la filmele americane. Producătorul este un artist foarte important în viața, în peisajul cultural. El este cel care face un repertoriu, care formează un public, care îi reunește pe artiști în această idee de teatru de repertoriu, marea literatură dramatică universală și românească. Îi ajută pe artiști să lucreze într-un climat plăcut, onest. Am încercat să vin în întâmpinarea celorlalți pentru că mi-am dat seama că în întâmpinarea mea nu vine absolut nimeni. Nu mi-am dorit neapărat să regizez eu la Târgoviște, am regizat foarte puțin. În schimb, am adus cei mai importanți regizori din România și am avut această idee de a forma o trupă. Se vorbește despre Târgoviște ca despre Piatra Neamț. Piatra Neamț la începuturi, bineînțeles, este o trupă eminamente tânără. Și după ce am făcut repertoriul, trupa, publicul orașului sau după ce s-au făcut ele de la sine, am hotărât să facem Festivalul Internațional al Artelor, nu neapărat al teatrului, în ideea de a pătrunde mai bine în comunitate, de a comunica cu diversele categorii de public și de a face, de ce nu, din nou, din Târgoviște o capitală, o capitală culturală de data aceasta. Acum, piramida s-a întors. Prietenii de la Paris vin la Târgoviște nu numai în vizită, ci chiar să lucreze împreună. Domnul Tudor Țepeneag, care lucrează la Radio France International, a montat un spectacol aici. A venit un regizor din Canada, Michael Devin, care a lucrat aici. Domnul Petrik Ionescu a venit în vizită, pentru că el lucrează puțin în România, după cum știți. Chiar și fostul ambasador al Franței a venit aici și s-a interesat de munca mea. Oamenii încep să ne privească pe noi veniți de pe alte meleaguri, în sfârșit, așa cum suntem noi, adică români autentici, români jet by jet, mai puțin pribegi adevărat, pentru că am hotărât să rămânem aici și să facem, pentru că este o țară a tuturor posibilităților. Nu este puțin lucru să pornești un proiect de la zero, pentru că ai șansa să-l duci foarte departe în felul acesta, neexistând prejudecăți culturale.
Eu îi sfătuiesc pe tineri să călătorească foarte mult, să-și epuizeze experiențele și ei se vor întoarce dacă sunt puternici, să recunoască că aici pot să dea adevărata lor măsură și dacă măsura lor nu este neapărat banul, ci sufletul, eu îi sfătuiesc să-și caute rădăcinile, vor fi mult mai fericiți, pentru că noi încă nu am înscris în Constituția României dreptul la fericire. Americanii l-au scris de câteva sute de ani și știau ei de ce. Avem speranța că dreptul la fericire îl vor avea și realizatorii Festivalului Artelor de la Târgoviște. Ce să spun, a fost o zi neobișnuită. În primul rând am descins în această realmente capitală, pe o vreme foarte frumoasă, într-un oraș foarte frumos. Și acum înțeleg de ce a fost capitala țării. Iar seara asta mi-a dat realmente senzația că sunt într-o capitală, o capitală a spiritului și în orice caz a teatrului. Ce a făcut aici Mihai Ranin e realmente uluitor. Teatrul este comparabil cu oricare mare teatru al lumii. Nu numai că e o atmosferă foarte civilizată și tot locul e foarte frumos, toată clădirea și tot ce a făcut în interior. Trupa e foarte bună, spectacolele care s-au făcut aici, atmosfera în general și mai ales ce se vorbește despre teatrul acesta. Poate că se vorbește prea puțin, e singura critică pe care o pot aduce, pentru că el nu este atât de speculat în conștiința tuturor, așa cum ar merita, cum ar merita și teatrul și trupa și spectacolele și directorul. A fost o seară foarte emoțională. Evocarea profesorului nostru Mihai din mine. Și lansarea cărții mele, n-am fost niciodată atât de emoționată, nici măcar la prima lansare, la premiera acestei lansări, când am fost mult mai dezvoltă și mult mai spontană. Pe urmă a fost spectacolul lui Dan Puri, care m-a făcut, pe mine cel puțin, m-a făcut să mă gândesc încă o dată, să-mi reprezint încă o dată trecerea lui prin lumea asta, ca pe cea unui înger. Și să trăiesc aceeași emoție pe care fiecare prezență scenică a lui mă face să o simt, să o retrăiesc. Îi mulțumesc mult Florica Echim pentru că m-a adus în această situație. Eu întrebam să vin la Târgoviște, nu mă cunoaște nimeni acolo. Și a zis, vino, ai să vezi că o să te simți foarte bine. Și a fost într-adevăr o seară de neuitat. Aș vrea să fac acestui teatru urare de a fi un loc, așa cum este, atât de special în conștiința artistică a țării și de a fi, nu spun în fruntea, pentru că e un clișeu, dar de a fi chiar un stag, un vârf de lance în această meserie care începe să devină în aproape toate instituțiile din țara noastră, câteodată, cu foarte rare excepții, un clișeu. Ranin ar merita o monografie. O monografie în care să se sublinieze în primul rând vocația lui pentru teatru și pentru artele plastice și cea mai recentă vocație pe care și-a manifestat-o strălucit reorganizând sau chiar instaurând teatrul Toni Bulandra de la Târgoviște. E un inițiator și sub aspect arhitectonic s-a schimbat cu totul înfățișarea acelei clădiri. Tablourile, felul cum a dispus obiectele, obiectele inventate, obiectele căutate, obiectele create de el, fac un ambient strălucit, atrăgător al spațiului. El este un inițiator de evenimente, pasionat, dinamic, își
folosește imaginația constructivă, amplificând din punct de vedere arhitectonic, dar și funcțional, această clădire. Mihai Constantin Ranin a făcut să funcționeze această instituție, a făcut-o să funcționeze printr-un repertoriu bine selectat, de calitate aleasă artistică, prin aducerea multor regizori de marcă, de mari talente regizorale în acest teatru care au montat spectacole, de asemenea prin faptul că a constituit, a cristalizat o trupă tânără și de actori talentați și foarte entuziaști și nu în ultimul rând a avut această calitate, un fel de calitate metres, o calitate stăpânitoare, o calitate cum nu au mulți oameni, mai ales în sfera artei și a artei spectaculare, cum este teatru, de a-și face un public. A cristalizat un public care este un public, a devenit avizat, a devenit un public permanent pentru acest lăcaș de cultură. Păcat că teatrul acesta, prin ce este el și prin spectacolul lui și prin ceea ce a realizat Mihai Constantin Ranin, nu are rezonanța pe care ar trebui să o aibă. Adică eleganța lui de spirit, eleganța lui ca om și făptuirile sale de aici, artistice și culturale prin excelență, că în care s-a concentrat o pasiune, un talent și o densitate spirituală, ar trebui mai bine cunoscute, mai bine difuzate și ar putea să fie și mai bine apreciate în țară și dincolo de frontierele țării. E drept că posturile de televiziune nu s-au interesat și e motiv de indignare pentru mine și probabil și pentru alții care cunosc acest fenomen, că spoturile de televiziune și presa de specialitate culturală nu face destul pentru a populariza, pentru a difuza și pentru a face cunoscut acest fenomen. Căci, într-adevăr, Teatrul de Târgoviște, sub îndrumarea directă a lui Mihai Constantin Ranin, este un fenomen. Este un fenomen cultural românesc care rezonează cu întreaga spiritualitate românească și cea mondială și care constituie un, îndrăznesc să spun și am credința aceasta, că el poate să fie și un model pentru alte teatre din orașele așa zis de provincie. Acest dinamism de care dă dovadă Ranin prin ceea ce face și prin calitatea spectacolelor, calitatea lor estetică, artistică și culturală în același timp, face ca să suscite un interes cultural din partea publicului din acest oraș. Eu întrevăd dacă se continuă și se va continua această acțiune a lui, care are multă încredere, optimism și pasiune, și dacă va fi sprijinit, dacă va fi ajutat și de forurile administrative, politice și culturale ale orașului Târgoviște, dar și de posturile de televiziune sau de alte surse de transmitere a mesajelor culturale din țară, Mihai Constantin Ranin va avea acest prilej de bucurie amplificată a efortului său. Mihai Constantin Ranin a organizat în mod impecabil sărbătorirea, omagierea și elogierea Zilei Mondiale a Teatrului la Teatrul Toni Bulandra din Târgoviște, omagiere care se realizează anual în ziua de 27 martie. Aici a avut loc un spectacol unde a strălucit ca de obicei Dan Puric și care, prin talentul său desăvârșit și recunoscut, pe baza cărei recunoaștere a căpătat o faimă autentică, a făcut ca publicul, ca spectatorii din această să viseze împreună cu el. Să viseze cu o sensibilitate sporită și înălțătoare într-un spirit și suflet. Amândoi, Dan Puric și cu Mihai Constantin Ranin, sunt două personalități ale culturii artistice teatrale românești, care sunt în plină ascensiune și care își dăruiesc vocația și energia lor spiritualității culturale și teatrului românesc. Ar trebui ca
deși ei sunt oarecum cunoscuți, sigur că da, faima lui Dan Puric este mult mai cunoscut, mult mai accentuată, ar trebui să fie încurajați, sprijiniți în acțiunile lor, pentru că amplificarea actului lor este nu numai credibilă, dar plauzibilă și posibilă. Cred că nu trebuie să ne oprim aici cu laudele, deși laudele sunt întemeiate. Eu am obiceiul să admir opera și să laud pe creatorul sau creatorii ei. Ei sunt două personalități și dintr-o întâmplare fericită sunt și prieteni, au colaborat și vor colabora, cred, în continuare. Le doresc în continuare succes și apreciere din partea publicului, a presei și a conștiinței culturale românești. Așa că e fain. Bun. Nu, chiar e mișto, serios. Și cel puțin cum arată teatru, arată ca un teatru. Da, un teatru. E un teatru aici. Aici se face teatru. Băi, am văzut, sincer să zic, spre deosebire de alte teatre, chiar unele mari, am auzit de spectacole, cel puțin la regizor, cu regizor foarte bun. E unul dintre cele mai frumoase teatre în care am jucat. Chiar e foarte, foarte mișto amenajat și primitor. Am auzit niște piese foarte interesante la vizier și unele am văzut și în București, jucate de aici la București și chiar impresionant. Și ce părere ai despre directorul teatrului Mihai Constantin Danil? Unul dintre cei mai de treabă oameni care am avut ocazia să-i întâlnesc, pentru că a fost foarte generos și ne-a adus aici și datorită lui jucăm și am jucat și azi o să jucăm și mai încolo, peste două săptămâni. Și îmi place că face tot ce este în putință pentru noi și așa, fără niciun fel de obligații și fără niciun fel de... Fizic, psihic ne-am simțit extraordinar. Este un teatru care merită să continue. Toni Bulandra, ne simțim ca acasă. Ce impresie ți-a lăsat publicul Târgoviște? Un public educat, un public cu simțul umorului, un public care apreciază arta, în adevăratul sens al cuvântului. Ce părere ai despre repertoriul teatrului? Este un repertoriu bogat, comedii, drame, am văzut și spectacole de mișcare. Este un repertoriu enciclopat. Ce părere aveți despre directorul teatrului Mihai Constantin Danil? Este un om extraordinar, a avut încredere în noi încă de la primele reprezentații și ne-a ajutat să ne îndeplinim visul să jucăm într-un teatru în adevăratul sens al cuvântului. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Cum mi se pare teatrul Toni Bulandra? Teatrul e unul dintre cele mai frumoase teatre pe care l-am văzut. Chiar am avut ocazia să urc un pic sus și arată excepțional, foarte frumos, aranjat, curat, foarte frumos. Ne-a impresionat pe toți. Ce părere ți-a lăsat publicul târgoviștean? Publicul a fost extraordinar în seara asta. Nu ne-a venit să credem, parcă nicăieri nu i-am simțit așa de aproape de noi și am mai jucat de câteva ori piesa și extraordinar, extraordinar. Ce părere ai despre repertoriul teatrului? Nu știu prea multe despre repertoriul teatrului, dar din câte am înțeles, e un repertoriu destul de vast și am colegi de-ai mei care au jucat aici și a fost foarte bine. Au avut ocazia să joace mult, li s-au dat multe șanse. Din câte știu eu, e foarte ok. Ce părere ai despre directorul teatrului Mihai Constantin Danil? Domnul director este un om extraordinar, care ne-a ajutat foarte mult și ne-a oferit ocazia asta să jucăm aici. Și pentru asta noi îi mulțumim din inimă. Suntem foarte triști de când am auzit că domnul vrea să renunțe la poziția pe care o ocupa acum și sperăm să nu se întâmple asta totuși, pentru că ne-a ajutat foarte mult și suntem recunoscători. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Cum vi se pare teatrul Toni Bulandra? E prima oară când vin în teatru de aici și am fost extrem, extrem de surprinsă. Este foarte, foarte frumos și am fost foarte, foarte bine primiți. Și e pentru prima oară când joc pe scena unui teatru mare, o scenă mare. Și m-am simțit atât de bine și foarte viu și proaspăt totul. Foarte frumos. Ce impresie ți-a lăsat publicul târgoviștean? A, extraordinară. Deci, la un moment dat exista o doamnă în public care râdea absolut, absolut tot spectacolul lor. Mă și întrebam, Doamne, dar de unde era atâta energie? Și e foarte bine că spectatorii ne dau nouă energie și e clar că totul e foarte bine. Extraordinar public. Cel mai frumos public, l-am simțit atât de călduros și atât de primitor, extraordinar. Foarte frumos. Ne bucurăm de lucrul. Da. Ce părere ai despre repertoriul teatrului? Sinceră să fiu, nu știu foarte multe, n-am văzut foarte multe spectacole. Am văzut, în schimb, atunci când am intrat în teatru, spectacolele care sunt jucate și mi se pare că e foarte bogat și mi se pare în același timp că oferă posibilitatea
actorilor să performeze, ceea ce e foarte bine, pentru că au unde să joace. Asta e cel mai important. Și ce părere ai despre directorul teatrului Mihai Constantin Dragi? Pe directorul teatrului cunosc de mai de mult. Eu am lucrat din liceu cu dânsul la Sibiu în 3 proiecte și evident că am o părere foarte bună lucrând atât de mult timp cu dânsul, e clar. Și mi-a făcut o deosebită plăcere să mă întâlnesc cu el acum, după câțiva ani. Deci e foarte ok și apropo am auzit și eu de decizia pe care a luat-o astăzi și mi s-a părut extrem de trist, pentru că și mie, ca debutantă la început, acum mi-ar oferi o posibilitate foarte mare, aceea de a fi angajată poate într-un teatru și mi-a oferit o mare posibilitate și, sincer, sper să se rezolve problema asta. Foarte bun, deci unul dintre primii locuri unde mă simt chiar și ca acasă, fiind eu străin, nu sunt din România, sunt din Republica Macedonia, vin de acolo și fac facultatea aici. E un loc extraordinar. Dar, din păcate, am auzit-o veste tristă chiar astăzi când am venit. Mă simt foarte bucuros că am venit, dar, de parte, mă simt foarte trist că am auzit veste asta. Chiar m-a deranjat extraordinar de tare. Ce impresie ți-a lăsat publicul târgoviștean? Foarte disponibil, foarte deschis, foarte frumos, foarte ok. Ce părere ai despre repertoriul teatrului? Repertoriul teatrului, da, foarte bun. Am văzut că face Dale Carnival, adică am văzut foarte bine Romeo și Julieta, chiar foarte bine. Se vede că se lucrează chiar aici. Și ce părere ai despre directorul teatrului Mihai Constantin Tani? Despre directorul teatrului, deci nu există cuvinte ca să mă exprim la... E omul extraordinar, om care muncește, om care chiar se vede că a făcut ceva din teatrul ăsta. Mulțumesc frumos! Cu plăcere! Seamănă puțin cu teatrul Bulandra de la București, la Izvor. Un teatru călduros, unde poți simți că faci parte dintr-o echipă. Și este foarte important pentru actorul ăsta. Ce părere ai despre repertoriul teatrului? Am văzut că se pun piese importante, Romeo și Julieta, Dale Carnavalul, care își pot pune actorii în evidență, care că dă ocazia să joace cu adevărat rolurile importante. Repertoriul pe care mi-aș dori să-l pot face și eu la vremea mea. Și ce părere ai despre directorul teatrului Mihai Constantin Rani? Din păcate am auzit că nu o să mai fie director aici, îmi pare foarte rău, deoarece este singurul om, adică singurul până acum, care a fost atât de deschis încât să putem veni aici să jucăm și ne-a oferit o oportunitate extraordinară. Lucru care puțin oameni își asumă, e un risc important pentru niște oameni pe care nu-i cunoști și să fie atât de deschis cum e domnul Rani. Îți mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc! Numele meu e Monica Ciută și sunt profă la ei, a doua mea generație. Dar eu am fost aici la început când s-a deschis teatru. Am fost în prima generație, am fost un an de zile, am lucrat, mi-am făcut debutul aici. Sunt emoționată acum, pentru că locul ăsta și, bun, și ce s-a întâmplat în seara asta și faptul că am auzit că se închide și că domnul Ranin pleacă, eu nu înțeleg. Și sunt convinsă că sunt foarte mulți care nu înțeleg chestia asta. Și sunt convinsă, la noi e țara birocrației și așa se face. Se fac petiții, se fac semnături, se fac din astea și oamenii care nu înțeleg și care vor ceva. Sunt convinsă că publicul de aici vrea în continuare acest teatru și vrea să se întâmple ceea ce s-a întâmplat până acum, așa cum s-a întâmplat până acum, trebuie să facă ceva, trebuie să ceară. Corect. Și vă mulțumesc că sunteți și sper să mai fiți, că trebuie. O, Doamne, teatrul Toni Bulandra mi-este foarte apropiat pentru că acum vreo 4 ani am făcut un spectacol de care sunt foarte mândru. Spectacolul se numea Darul Gorgonei și era făcut de regizorul Victor Ioan Frunză. Jucam împreună cu minunata actriță și prietena mea Rodica Negre și cu câțiva dintre actorii acestui teatru, actori care la vremea erau în plină ascensiune și cărora le port o amintire foarte plăcută. Eram niște actori foarte buni și ne-am înțeles foarte bine, a fost o atmosferă minunată. Teatrul era în plină construcție, era în plin avânt, devenise un reper teatrul românesc și îmi pare rău că aud niște lucruri care mă îngrijorează în ceea ce privește. Am fost colegi de facultate, iată deja s-a deschis o ușă foarte largă în relația noastră. Am colaborat încă din anul întâi de facultate, el ca regizor, eu ca actor, în examenele de la școală.
Apoi viața ne-a despărțit puțin pentru că el a plecat în străinătate, în Franța, bănuiesc că știți, sau dacă nu știți, atâta vă spun. Și după nu știu câți ani s-a întors, s-a reîntors în țara Imumă și în orașul lui natal, nu știu eu, el Târgoviște, încercând să fac acest lucru pe care îl găsesc în continuare minunat. Dar aud cu îngrijorare că există niște forțe care vor să distrugă acest loc, binecuvântat de, în primul rând, de Mihai Constantin Ranie și apoi de actorii și oamenii care trudesc aici, în acest salaj de cultură. Sunt îngrijorat, absolutamente îngrijorat, doamnelor, domnilor, din Târgoviște mai ales, de ce se întâmplă cu acest teatru. Ar fi mare păcat să pierdeți o asemenea nestemată, un asemenea juvaier pe care, încă o dată spun, Mihai l-a făcut. Ar fi mare păcat pentru că vă veți lipsi de poate unica șansă de a mai avea legătură cu o cultură de un anumit nivel. Mare păcat, încă o dată vă spun. Ar fi mare păcat. Faceți ceva să salvați acest loc, pentru că fără el veți fi mult mai săraci. Sufletește, spun. Cum mi se pare? L-ați vizitat-o? Nu, decât o parte din el, dar partea esențială, exotic, extravagant, provocator, da. Suprarealist. Wow! Da. La înălțimea director nu e acestui da. Teatru, evidamente. Mai am una la mici. Tango! 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 Îmi face o poză, da? O să o scot. Peste ani. Au mai peste câteva zile. S-au mai mișorat, erau absolut mongole. A, bine, și e prima oară sunt la Târgoviște, sunt impresionat. Primul să văd că e așa un teatru măreț aici. E extrem de spațios. Vă lasă să faceți ce vreți, după cât observ. Da, așa e. Se vorbește de noua școală de teatru de la Târgoviște. De doamne, să iasă. Eu tot aud vorbindu-se despre noua școală de teatru. Nu cunosc deloc nici regiunea, nici orașul, doar l-am traversat în mare viteză, dar acum am și un punct de reper. Păi teatru de Târgoviște. Noi chiar vrem să reveniți. Spectacol e foarte percutant, actual, sensibilitate foarte decalată, totul e perfect. Nici nu ne așteptam să veniți, a fost o surpriză chiar, cu adevărat. E cum să nu vină, că Rani ne dă telefon.